2, 10, 9. În primul rând vreau să-i felicit pe Nino și pe Fabiana, care sunt campioni naționali, pe Tănase Florin, Pamplica Elis, pe frații Minea, pe Androne Andreea și pe Antonio, care sunt medaliați la național. Vă urez mult succes atât vouă cât și tuturor sportivilor care sunt la început de drum și la fel ca refrenul piesei. Munca este grea doar dacă ne lipsește scopul. 2, 10, 1 și... Poatele zidurilor multe, nu se află doar pioni. Acum am să vă recit povestea unor campioni. Mulți au plecat de acasă ca să-și urmeze visul, așa cum am ales eu să rup voi, să scriu cu plixul. Dar ei încă sunt aici să ne demonstreze multe. Mulți sunt campioni în viață, nu doar campioni la lupte. Avem mulți soldați, luptele nu sunt desene. Mihai Palachea, loc cu 5 la europene. Iar aici în sală e model de juniori, multiplu medaliat la senior. După el vine tare în splendoarea bucuriei, este Manea Daniel, deține cupa României. Viru Florentina, cu ea treaba e fatală, campioană balcanică și națională. Acum vine căldura și nu este nicio vrajă. Andrei și Fabian, care sunt campion pe plajă, știm că pinele învinși 10-0 sau cu tuș. Campioni în dragoste, Gabriela și Lăcătuș. Încă nu am terminat, știm că munca este grea. Campioni în dragoste, dar campioni și în saltea. Aici la lupte, noi ne-am găsit antidotul, că munca este grea doar dacă îți lipsește scop. Aici la CSM, noi ne-am găsit antidotul, că munca este grea doar dacă îți lipsește scop. Aici la lupte, noi ne-am găsit antidotul, că munca este grea doar dacă îți lipsește scop. Aici la CSM, noi ne-am găsit antidotul, că munca este grea doar dacă îți lipsește scop. Și n-am să mă opresc în goana după victorie. Pun pietele în picioare, sunt gata să fac istorie. A fluierat arbitru, trebuie să închime meciul cu glorie. Rup pe dreapta întâi, chiar dacă sunt multe supărările. Muncesc de rup sporile, mă uit în toate zările, ca să evit nimicuri ce sunt pe toate cărările. Chiar dacă sunt mulți rechini, not în toate mările. Atunci când văd cupa, mă trec toate stările. Merg cu capul înainte, trebuie să depășesc bările. Îmi iau numele în sală, iar mă trec fiorile. Dar știu că am să pot, chiar dacă sunt grele încercările, ca să rămân legendă mai prin toate sălile. 2-10-10, maestru Hogea e cu noi. Ne-a antrenat încă de mici ca să fim supereroi. Ne-a dus din școală aici în sala de lupte și ne-a dat încredere că o să putem să facem multe. Ne antrenăm din greu dacă dorim rezultate. Încetul cu încetul o să le avem pe toate. Viața de sportiv nu este una ușoară, e ca un atlet pe sfoară ce se urcă și coboară. Dar una frumoasă, la fel ca o dinioară. Din anii ăștia care trec, nimic nu se compară. Profităm de timp, ne atingem obiectivele. Tur de cap, murești căsal, ne jucăm cu manechinele. Intrare la picioare, șurub și agățare. Ambiție de fier, dedicare și răbdare. Ținem mereu garda, acasă și în deplasare. Aici la CSM, așa s-a să fiu o mare. Aici la lupte, noi ne-am găsit antidotul, că munca este grea doar dacă îți lipsește scopul. Aici la CSM, noi ne-am găsit antidotul, că munca este grea doar dacă îți lipsește scopul. Aici la lupte, noi ne-am găsit antidotul, că munca este grea doar dacă îți lipsește scopul. Aici la CSM, noi ne-am găsit antidotul, că munca este grea doar dacă îți lipsește scopul. Yo.